În acest an, manifestările dedicate Zilei Universale a IEI vor fi organizate într-un mod aparte datorate pandemiei de coronavirus. În lipsa unui spectacol de muzică și dansuri populare, ieșenii și turiștii sunt invitați să îmbrace IEA românească. În holul central al Palatului Rosnovanu va fi organizată o expoziție care cuprinde costume populare, obiecte personale, distincții și fotografii din colecția artistei Angela Moldovan. De asemenea, producătorii locali de obiecte de meșteșugărit și artizanat, precum și de produse alimentare, vor putea fi întâlniți în fața Palatului Culturii, pe esplanada Teatrului Național Vasile Alexandri și pe zona pietonală a Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. În perioada 27 iunie-28 iunie, pe strada Ice Brătianu, va fi organizat un târg gastronomic cu mâncare tradițională românească de fruct și de post. Biletul de intrare la aceste manifestări va fi IEA. Organizatorii vor mâna participanților îmbrăcați în IE câte un ecuson personalizat și numerotat, astfel încât să existe o evidență a celor care au ales să îmbrace cămașa tradițională în această perioadă. Anul trecut, manifestările au atras peste 20.000 de persoane.